Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de zi. Suntem la sfârșitul unei zile infernale din punct de vedere meteo, după cum ați văzut. De câteva minute am ieșit de sub codul portocaliu de ploaie, sub care s-au aflat județele Cara, Severin, Hunedoara și Gorj, și să sperăm că în orele următoare ploaia nu va mai continua, cel puțin cu asemenea forță, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat și la Târgu Jiu și în multe zone din, Gorj, nu mai vorbesc de țară. Începem emisiunea de astăzi seară cu o prezentare. Este deja la chioșcuri numărul 433 al săptămânalului vertical, pe care îl puteți vedea, îl puteți lua de la chioșcuri, îl puteți accesa pe site-ul verticalonline.ro. Trebuie să spunem că sunt câteva materiale extrem de interesante în acest număr. Printre altele, materialul, să spunem, de gardă al ziarului din acest număr, pădurile României prăduite, a fost un serial al săptămânalului vertical. De fapt, cred că singura publicație care a continuat și continuă de câțiva ani cu investigațiile în acest domeniu, și foarte multe din aceste investigații au fost confirmate de organele de anchetă, sunt dosare, sunt cercetări pe rol, deci probabil că la un moment dat vinovații vor trebui să plătească pentru ce au făcut cu pădurile Gorjului. De fapt, nu numai ale Gorjului, o să vedeți cine ia ziarul, cine citește acest material, o să vadă că repercursiunile sunt mult mai mari și sunt legate și de județele vecine. Cităm doar, să zicem așa, deschiderea acestui material și ar trebui să ne gândim la acest lucru. Potrivit statisticilor, în România la fiecare oră sunt tăiate 3 hectare de pădure. Iar datele RomSilva spun că 41 de hectare de lemn dispar zilnic în România. Enorm, enorm. De aceea au dispărut foarte multe păduri, mii, zeci de mii de hectare din toată țara. România, țara pădurilor de odinioară, aproape că rămâne fără pădure în fața acestei mafii care s-a organizat și care am văzut în zilele trecute că are legături politice la vârf în partidele politice, dar indiferent de culoare, subliniez acest lucru, pentru că îi avem de toate culorile pe cei implicați în acest domeniu. Săptămânalul vertical vă mai oferă în ultimul număr și amănunte despre o carte lansată de curând de Sergiu Mischie, un dizident al regimului comunist. Amănunte despre reconstituirea bătăliei de la Podul Jiu, de care am vorbit și noi, dar și o expoziție a arhivelor francezi și români în primul război mondial. De fapt, în seriile următoare promitem să avem o emisiune cu tematică specială pe cea legată de arhivele naționale. Sunt și alte materiale interesante, editoriale, știri, anunțuri, așa că e foarte bine să luați acest săptămânal. De fapt, titlul de astăzi al emisiunii și, să spunem așa, tema de bază a emisiunii este Necunoscutele mineritului și energiei. De ce necunoscute? Sunt foarte multe probleme care se cer lămurite și pe care nu le lămurește nimeni. Nu mă refer acum la partea politică, că unii acuză pe ceilalți, mă refer la complexul energetic Oltenia, vă dați seama, opoziția spune una, cei de la putere spun alta, dar rămâne o problemă foarte mare. Se pare că colosul energetic ar avea probleme. Și zilele acestea au apărut în presă o serie de date, atenție, date publice, luate de pe site-ul Fondului Proprietatea, cel care este acționar în cadrul complexului energetic Oltenia. Aceste date ne-au relevat însă niște cifre șocante. Șocante pentru că, de exemplu, am aflat, printre altele, și iată că reacțiile oficialilor din cadrul complexului energetic au mers în această direcție, complexul energetic vinde energia electrică sub prețul de producție. Adică, dacă am văzut din acele documente, din acele articole de presă, avem o vânzare în jurul a 181 de lei pe megawatt
și costul de producție e la vreo 209. E o diferență destul de mare. Gândiți-vă la volumul imens de el și de ce ne întrebăm noi că sunt probleme în complexul energetic. Pentru că merge, e clar, dacă ritmul acesta se păstrează, sunt probleme mari. Acum, mai e de discutat ceva. Aflăm, de exemplu, că cărbunele produs de către colosul energetic se vinde la 59 de lei pe tonă, în timp ce costul de producție este la 67 de lei. Din nou o discrepanță foarte mare, ceea ce nu are darul să ne bucure. De fapt, complexul energetic Oltenia e o problemă pentru toți gorjenii. Și am să vă spun de ce. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu acest colos dacă el, ferit ar sfântul, ar intra în insolvență sau ceva de care tot, pe care o tot anunță anumite mafalde. Eu cu siguranță cred că va reuși să salveze, însă problema este că cred că e vorba și de o lacună a administrației mai mult pe partea de informare a publicului, de comunicare. Deci, în ultimile zile aflăm că zeci de oameni, zeci de specialiști din cadrul complexului stau degeaba într-o sală la Turceni pentru că nu se dă de lucru, pentru că n-au semnat noile contracte. Mi se pare cel puțin o ciudățenie. Dar aflăm între timp că foarte mulți copii de oameni bine puși în partidele noastre politice s-au angajat în minerit în ultima perioadă în complexul energetic, deși, atenție, acest complex are o problemă cu salariații, trebuie să-i reducă, pentru că se produce sub prețurile, deci, cum spuneam, fiind sub prețul de producție, automat sunt pierderi, deci trebuie cumva să rentabilizez toată situația. Nu e normal acest lucru. Dar pentru că a venit vorba de situația de la complex, trebuie să mai amintim și ar fi bine să fim lămuriți ce se întâmplă. Aici cred că e normală reacția conducerii complexului. Loviturile cele mai tari la adresa complexului le dă cine? Fondul proprietatea. Fondul proprietatea care este acționar în cadrul complexului energetic. Nu mi se pare deloc și interesul cred că ar fi al fondului proprietatea ca acest complex să meargă bine. Mie atacurile nu mi se par chiar în regulă și că ar vrea să meargă bine. Pe de altă parte, avem și o altă problemă în complexul Oltenia. Și anume, faptul că permanenta nesiguranță, această mișcare de trupe permanente, mutăm de pe un post pe altul, de la un loc de muncă la altul, facem ba sediu într-o parte, ba sediu în cealaltă, ba diverse lucruri de acest gen, care nu au darul să bucure nici pe oameni, dar problema e alta. Nu prea se vede eficiența. Deci, cred că ar trebui să fim mai clari și să stabilim prioritățile. Adică, avem nevoie de acești oameni? Dacă da, de câți? Pentru că așa n-ar mai apare problemele de genul, știți că după 1 ianuarie, acele zvonuri care au apărut prin intermediul presei, nu din altă parte le-am luat, că vor fi concedieri mai mari sau mai mici, aceste tendințe de a renunța la anumite de gen, e vorba să se renunțe la cele dinspre Vâlcea, la cariera dinspre Vâlcea, e vorba de Huznicioara, deci care s-ar renunța la ele pentru rentabilizare. Aceste cariere, aceste mine ar trece la Consiliul Județean la Vâlcea, în cazul celor de la Horezu, e vorba de să treacă spre Severin pentru cealaltă, dar problema rămâne. Și anume, pleacă, să zicem, câteva milioane, dar noi am luat altele. Deci avem la Brăila, din câte am văzut în informațiile de presă și care sunt ceva probleme legate de zona respectivă. Dar faptul că reclamațiile pe această direcție și pe altele sau blocajele vin din partea fondului proprietatea nu este în regulă. Încă o dată spun, măsurile care le ia managementul instituției, însă ar trebui comunicate mai bine, mai ales atenție că, din câte știu, sunt profesioniști plătiți pentru asta. Deci oamenii ar trebui, ba din contră, s-a făcut și o publicație a complexului. Nu cred că asta e o soluție, mai ales că oamenii nu vor citi niciodată ceva obligat. Mai degrabă, mai ales că am văzut campanie publicitară a complexului, cred că ar trebui să spună mai multe despre și să explice oamenilor ce se întâmplă cu ei, pentru că altfel somnul rațiunii naște moștri.
Dar pentru că tot veni vorba despre complexul energetic Oltenia, este pivotul întregii economii din Gorj și poate din Oltenia. Din acest punct de vedere, orice problemă este la complex, se repercutează pe orizontal. Avem probleme mari. Prestatorii au fost din ce în ce mai, sunt din ce în ce mai puțini și mai prost plătiți. În același timp și automat dispar locuri de muncă. Nu vedem viitorul energiei pe cărbune, mai ales în condițiile în care această energie regenerabilă capătă noi valențe. Și aici o să legăm cu o știre de ce se întâmplă la acest moment în Europa. Astăzi a avut loc la nivelul Curții Europene de Justiție, de fapt în Consiliul European. O să venim și la ce s-a întâmplat în Curtea Europeană de Justiție. O să ne referim ce s-a întâmplat astăzi în Consiliul European. Se negociază la sânge între cele 28 de țări membre asupra noilor ținte legate de protecția mediului. Și o să vedeți că se leagă foarte mult cu situația Gorjului. Poate soarta noastră a Gorjului din punct de vedere economic s-a discutat astăzi, se discută în această seară la Bruxelles. De ce? Sunt trei teme foarte importante pe reducerea mediului, pe problemele de mediu. Și anume, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, creșterea eficienței energetice și creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul consum dintr-o țară. Țările dezvoltate, sau cel puțin o parte din țările dezvoltate din Uniunea Europeană, ar vrea să impună toate aceste trei, ca și condiții obligatorii, ca până în 2020 să ne conformăm în totalitate, sau până prin 2030. România este în grupul țărilor care ar vrea doar la primul, că suntem oricum obligați să facem asta, de să contribuim doar la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Pentru că altfel, noi va trebui să investim enorm în celelalte două, adică ne costă la un calcul dat, să spunem așa, de specialiști, un minim de 20 de miliarde de euro pentru perioada următoare, ca să îndeplinim aceste condiții în, atenție, dar noi suntem mult în spatele celorlalți. Deci, practic, noi nu vom trece prin etapa de dezvoltare, vom trece doar prin cheltuielile acestea ca să mergem să prindem ceilalți din urmă. Deci nu primim și partea bună, ci doar aceea care înseamnă privațiuni pentru populație și, bineînțeles, costuri enorme. Gândiți-vă cu ce eforturi vom plăti în anii următori datoriile de sânt și care nu se cifrează la această sumă, mă refer datoriile obligatorii pentru 2015 și 2016, așa sunt destul de mari. Deci 20 de miliarde de euro pentru 5-6 ani. E o sumă imensă care ar trebui să o dăm. Deci, spuneam, pentru că aici se leagă de complexul energetic Oltenia și de viitorul lui. Și aici discutăm despre un fapt foarte simplu. Complexul termocentralele, care sunt în Gorj acum, și mă refer doar la Gorj, Turceni și Rovinari, îndeplinesc în mare parte, cel puțin marea pondere din grupuri, îndeplinesc condițiile de mediu. Avem însă această idee lansată în urmă cu ceva ani, îi tot așteptăm pe chinezi să vină să investească la Rovinari într-un nou grup. Un grup care ar trebui să, în orice caz, să acopere necesarul de producție. Practic n-am mai avea nevoie de restul termocentralei de la Rovinari pentru că am produce doar cu acesta, cu grupul chinezesc. Până a vorbi că e vorba de niște basme chinezești, în sensul că îi tot vedem pe chinezi că vin și nu sunt. Problema este, e clar că e nevoie de investiții în domeniu, dar ar trebui să ne gândim și de viabilitate. Dacă condițiile acestea de mediu se impun, nu văd rostul în care să investim în noi capacități. Bine, acum trebuie de discutat dacă a investi în noile capacități nu e mai ieftin decât de a repara pe celelalte, de a le face competitive. Dar, la fel de adevărat, este că investiția chineză nu ne-a promis-o nimeni sigur și am tot mai mult impresia că ea nu va mai fi viabilă în următorii ani.
foarte simplu. Iar trebuie, dacă am înțeles bine, grupul de la Rovinari, ar trebui să fie gata în 2017. Deci mai sunt 3-4 ani până în acel moment, când știm că energia pe cărbune deja are o mare problemă, preț mai mare și în același timp nu mai intră în sistem, datorită faptului că avem energia regenerabilă care este încurajată de Uniunea Europeană. E de discutat ce va urma, mai ales că cred că și factorul politic nu are curajul sau se întâmplă alte lucruri pe care ar trebui să le aflăm, de ce nu putem să facem mai mult pentru energia pe cărbune, mai ales că am văzut. Momentul sunt vara, e foarte cald la un moment dat și energia atomoelectrică e o problemă, nu există apă, să spunem, în baraje și automat, atunci dăm drumul la energia pe cărbune. Iarna, când e o iarnă extremă, iar avem o problemă și cărbunele ne poate salva. Deci ar trebui să avem, ce se discuta de acum câțiva ani, acea strategie energetică pentru România. Tot vorbim de ea de nu știu câți ani. N-am auzit ea să fie gata, de fiecare dată vine un ministru nou, spune, da, vom face o strategie, sindicatele de la noi din minerit, și fostele, și actualele, sau și unele și altele, că acum găsim de două direcții în complexul energetic, tot se gândesc la ce vă, tot anunță că fac și drept, dar deocamdată n-am văzut nimic. A, ba da, am văzut un fapt că minerii unii, cel puțin, au vrut să protesteze și au fost trimiși, adică trebuia să facă un meeting prin fața unuia dintre sediile complexului și am înțeles că au fost trimiși pe insuliță. Acum, cinstit vorbind, ce să protesteze acolo? Adică cine să-i audă? Pe de altă parte, fiind campanie electorală, iar e logică și varianta cealaltă, te-a mai trezit după ce că orașul e... cum este la acest moment de blocat din cauza lucrărilor și o să revenim asupra acestui subiect, ne mai trezim și cu un meeting cu jos și cu sus și cu nu știu ce. Și probabil era și cu conotație electorală. Deci din acest punct de vedere, decizia administrației locale a fost corectă ca acest meeting să nu se desfășoare cel puțin această perioadă. Dar oamenii au dreptul să protesteze, măcar dreptul ăsta nu l-au pierdut în anii ce au trecut de după 1989. Și nu cred că asta este soluția. Mergem spre un alt subiect foarte important și anume cel legat de cum arată, vi-l promiteam și aseară, cum arată Târgu Jiu la acest moment și cum arată Craiova, ca să vedem pe vecinii noștri din reședința Olteniei. Avem o problemă și problema mare este următoarea. Știm, Craiova candidează la capitală europeană în 2021, Gorjul îi ajută, Târgu Jiu îi ajută, autoritățile de la noi ajută și e foarte bine așa. Craiovenii se împăunează și cu operele brâncușiene și cu tot, deși sunt la noi, nu sunt la ei, din fericire pentru noi. Dar avem, să spunem așa, am trecut pe la Craiova de foarte multe ori în ultimii ani și când se lucră, pentru că e un șantier și Craiova în ultimii ani. Dar parcă avea o logică lucrările. Deci, la Craiova s-a lucrat, s-au făcut acele lucrări mari, acea pasarelă, toate celelalte, dar puteai să găsești o soluție să circuri. La Târgu Jiu ne-am trezit într-o situație, de câteva luni suntem într-o situație cel puțin ciudată. Și cel mai ciudat lucru este faptul că se pare că nu administrația locală, nu primăria poartă principala vină, ci firma care face lucrările. O să-i dăm numele, îi facem publicitate negativă, e vorba de Sece Hidroconstrucția, care am înțeles că e o problemă și cum a câștigat acest contract, dar poate elucidează alte autorități. Însă, nu e logic ce se întâmplă la Târgu Jiu. Practic, de câteva luni, orașul este sub asediu. Străzile sunt, și vedeți, toți care vă uitați la acest moment și mergeți prin Târgu Jiu, ați văzut acest lucru. Orice stradă de la Târgu Jiu este făcută praf în acest moment, de găuri, sunt escavatoare, sunt buldozere, sunt orice, nu se circulă de luni de zile. N-am înțeles de ce ne trebuie 3-4 luni, de 3-4 luni e blocat strada 14 octombrie. Luncilor, blocată la fel de nu știu câte luni.
Nu mai vorbesc în oraș că se lucrează inclusiv în buricul târgului, între prefectură și Piața Mare, și la orele de vârf e dezastru, nu mai vorbesc că pe Bulevardul nu mai se lucrează, pe Victorii se lucrează, deci peste tot. N-au avut nicio logică. Deci cel care a făcut planul acestor lucrări, cu scuzele de rigoare, dar este cel puțin dobitoc. Deci nu se poate asemenea lucruri. Deci ce a gândit? Bun, vin dinspre Motru mașinile. Cum ajung înspre sudul orașului? Deci cum se merge spre, de exemplu, vii de la Motru, vrei să te duci la Rovinari? Sau de asta facem centura, nu acum, că să găsim, să ocolim orașul care e blocat. Am luat Mărul de Aur, Oscar un turism, foarte bine. Dar vă dați seama ce impresie am lăsat noi celor că veniți aici când au văzut că orașul Brâncuș cu aceste opere, cu lucrări frumoase s-au făcut, avem un centru superb. Ce impresie lăsăm noi acum, ce impresie celor care au venit când au văzut că orașul e bombardat efectiv? Nu se poate asemenea lucru. Deci, bun, lași și momentul când lucrezi pe o stradă, lași pe cealaltă paralelă să se poată trece, să circule mașinile. Deci, la acest moment, la orele de vârf, Târgu Jiu este paralizat. Nu se circulă. La ora 12, 1 și asta, bine, astăzi a fost, să zicem, o zi mai specială. Dar în fiecare zi este la fel. Nu e normal să fie așa. Și plus, bun, din câte știu eu și așa ar fi logic în orice țară normală, după ce ai făcut o lucrare, foarte bine, vii și repari. Păi v-ați uitat cum arată străzile care s-au lucrat pe ele? Care au fost date, că mă refer la Sfântul Nicolae, au fost redate, apropo, după se a semnalat și verticalul acest lucru și uite că după aia s-a intervenit măcar acolo. Ce vreau să vă spun? Deci străzile respective sunt aduse, sunt făcute fâșii de asfalt, dar nu s-a aduse la nivel. Deci sunt probleme și sunt probleme mari. Și nu mă gândesc acum decât că, iată, iarna bate la ușă. Cum vom circula la acest moment în Târgu Jiul, în care nu se va mai putea lucra? Practic neprinsă cu acele lucrări descopertate și nu știu ce se va întâmpla în perioada viitoare. Vor rămâne așa până la primăvară? Nu mai mă refer și am lăsat intenționat ca exemplu zona Ceameu de Barcader. Pentru că acolo e zonă calamitată, nu se mai poate discuta. Deci toate străzile au fost centimetru cu centimetru făcute praf. E adevărat, s-au schimbat canalizări sau ce s-a schimbat, foarte bine. Dar nu numai că se putea lucra mai repede, dar n-au fost aduse, n-au fost reparate, nu pot să circul pe străzile respective. Asta în comparație, vă spuneam, cu județul vecin, cu orașul vecin, municipiul Craiova, unde lucrurile stau mai bine. Și acolo s-au făcut lucrări, și acolo se circulă prost în anumite zone, și acolo sunt străzi dărâmate, dar în mare parte au avut o logică. Se putea circula în oraș. Dar vă dați seama, un oraș de vreo 3-4 ori mai mare ca Târgu Jiu, ce ar fi fost cu concepția de la Târgu Jiu, ce ar fi fost? Deci, practic, își dădeau lumea în cap, nu se mai putea circula. Dar problema e că și la Târgu Jiu vom ajunge în situația asta dacă nu se face ceva. Știu, sau cel puțin am auzit, că inclusiv primarul Florin Cârciumaru e extrem de nemulțumit de starea lucrurilor și că încearcă să ia măsuri, dar vă spuneam, constructorul e mai încăpățânat decât trebuie. Cred că ar trebui însă să vedem și ceva public. Adică să veniți să dăute, domne, mai durează atât calvarul ăsta pentru că ăștia au fost dobitoși, au spartoși și n-au făcut nimic. Ca să nu vă mai spun că, apropo de viabilitatea firmei, să nu uităm că Hidroconstrucția este firma aia care a mai pierdut lucrări prin defileu și altele. Nu știu dacă ei aveau capacitatea să facă o asemenea lucrare. De asta spuneam eu că o anchetă pe cum s-a câștigat licitația poate ar fi necesară. Dar alta este problema și nu o să mai mă refer la acest subiect dureros. Ce se întâmplă cu... Avem un oraș micuț. Un oraș care a rămas în jur de 80.000 de locuitori după ultimul recensământ, poate chiar puțin mai... chiar sub 80.000. Și un oraș care, măsurat de la un cap la altul, are vreo 5-6 km. Hai să zicem 10, dacă o luăm din 9 mai până în Ceameu. Ca să faci pe distanța asta o oră jumate, două, cum se face la orele de vârf, dacă nu folosești centura,
nu este normal. Și aici autoritățile au o mare bilă neagră și vor trebui să rezolve această problemă, pentru că nu se mai poate așa. Mergem mai departe cu subiectele și vă spuneam mai devreme că la acest moment și în Curtea Europeană de Justiție se discută ceva foarte interesant. E interesant pentru gorjeni, și anume, toți consumatorii de energie electrică și gaze naturale vor trebui să fie informați din timp despre motivele și condițiile oricărui majorări de prețuri. Atenție, este condiție europeană, așa că vor trebui să se ia măsuri pe această direcție. Bun, acestea fiind zise, mergem mai departe și vă spunem un lucru. Știți că începeam seriile trecute cu veștile bune, să sperăm că ele vor continua din domeniul sportului. Simona Halep a avut două victorii de vis. Ea între timp e calificată în semifinale, ceea ce anticipam eu aseară, în sensul că jocul rezultatelor o avantaja la două victorii, era și normal să se califice în semifinale. Dar atenție, Halep devine verb în limba engleză. Cum? Foarte simplu. Victoria epică în fața Serenei Williams i-a adus Simonei Halep nu doar admirația fanilor tenisului, ci și un verb derivat din numele său. Astfel, canalul de televiziune online Tennis TV spune că Serena a fost halepată. A fost halepată de sportiva româncă. Deci foarte, foarte interesant ca și... Deci devine din ce în ce mai cunoscută dacă face și verbe de la numele ei. Mergem în continuare, ne întoarcem spre Gorj. Dacă cu Târgu Jiu vom vedea ce se va întâmpla și să sperăm că și semnalul nostru va da roade, în sensul că în următoarele săptămâni să se încheie măcar pe unele străzi să putem circula la Târgu Jiu. Vreau să discutăm despre o altă știre interesantă, a spune eu, și anume e vorba de o veste bună, a spune eu, și anume medici din 3 țări vor fi angajați la spitalul din Novaci. Dacă ne gândim că la spitalul din Târgu Cărbunești avem angajați medici din Timișoara, chiar la Bumbejiu am înțeles că se fac angajări de acest tip, iată că din acest domeniu stăm mult mai bine decât altădată, în sensul că vom avea, deci cine să ne salveze viețile, mai ales că și dotările încep să se desfășoare, încep să fie aduse în Gorj, să se găsească bani pentru sănătate. Și dacă se găsesc acești bani, bănuiesc că vor veni și medicii necesari, pentru că cred că e deja prea costisitor ca un gorjean, de fapt gorjeni în general, să fie obligați ca în momentul când au o problemă de sănătate să meargă în oricare oraș în afară de Târgu Jiu și în afară de Gorj. De regulă se merge în centrele mari și pentru lucruri banale, când s-ar putea rezolva la Târgu Jiu. Așa că, din acest punct de vedere, e o veste bună și poate vor continua și investițiile anunțate. Vedem, apropo de știrile de astăzi, ce se întâmplă. Avem la acest moment se așteaptă, să spunem așa, confirmarea arestării lui Andrei Hrebenciuc. El a fost reținut ieri pe 24 de ore, este copilul lui Viorel Hrebenciuc și se pare unul dintre care făcea foarte multe lucruri. De asemenea, aflăm că omul cheie din dosarul retrocedărilor este audiat și probabil va fi și el, de fapt a fost reținut pe 24 de ore, moștenitorul din umbră care n-avea dreptul și care s-a trezit cu 43.000 de hectare, din care 12.000 trebuia să le dea lui Hrebenciuc.
Bineînțeles, știrile zilei au fost legate de campanie electorală, nu intrăm în discuție și normal așa, dar trebuie spus că parcă nu e atât de mare emulație, sau cel puțin nu o vedem noi, apropo, și la Gorj. Sunt afișe, sunt, dar parcă așteptam, sau cel puțin din anii trecuți, parcă așteptam și la Târgu Jiu, măcar niște spectacole electorale, ceva. Nu se întâmplă nimic. Oare de ce? Că, de fapt, cu Găleata și cu celelalte nu se mai întâmplă de foarte mult timp nimic, adică nu mai ajung gălețile electorale, sau cel puțin nu știm noi ca ele să mai ajungă la omul simplu. Apropo de știri, aflăm, de exemplu, că în timp ce, să spunem, unele segmente sociale primesc creșteri de salarii, de pensii, de orice altceva, aflăm că medicii, de exemplu, personalul sanitar, iar anunță că o pun de o grevă. E interesant cu acest segment dintr-un punct de vedere. Dacă ați observat, cam la 3-4 luni, și puteți să luați presa din ultimii ani, cam la 3-4 luni, liderii Sanitas, de exemplu, anunță că o pun de grevă. Nu se ajunge la grevă. Încep niște negocieri, se mai dă cu țârâita ceva, se mai promite altceva și se mai trec 3-4 luni, după aia o luăm de la început și tot așa. E, iată, asta e și o tehnică de a... Faptul că o anunți în perioadă de campanie electorală nu prea e ok din partea sindicatelor. Dar asta nu înseamnă că scopul nu scuză mijloacele. Liderii sindicali au așa, să spunem așa, o garanție în plus că revendicările oamenilor vor fi cumva împlinite în această perioadă. Ne vom întoarce pe finalul emisiunii la știrile zilei și ne vom referi acum la câteva știri, să spunem așa, mai ciudate de astăzi, care ne-au atras atenția, chiar și posturile de televiziune au difuzat imagini. Una dintre ele chiar foarte interesantă, elevii școlii din Puchenii Moșneni din Prahova învață anatomie pe scheletul unui fost director al școlii, mort în 1965 și care și-a lăsat scheletul prin testament ca material didactic. E ceva, iată că directorul respectiv slujește școala și la 50 de ani după moarte, iar elevii învață pe acest schelet. E o știre cel puțin, să spunem așa, mai ciudată. E, venim acum cu o veste mai puțin plăcută pentru cei care le place vinul. Și anume, producția asta oficială, nu ne referim la ce au făcut fiecare pe la el pe acasă, pe la țară, unde și producția a fost mai slabă decât în alți ani. Vreau să vă spun că și producția în marile plantații, în marile vii a fost slabă. Producția s-a redus cu 20% anul acesta față de anul trecut. Adică avem doar 4.093 de milioane hectolitri față de peste 5.000 anul trecut. Adică asta înseamnă că vinul, zaibărul, cum îl numea Neamărin, își va mări puțin prețul, pentru că, iată, e mai puțin și piața va regla lucrurile. Dar măcar aici nu e o reducere chiar foarte mare, de se cu fără vin, să zicem, se mai poate și cu un preț mai mic. Și a treia, să spunem așa, știre mai curioasă, am putea spune, dar în același timp e de discutat și ar trebui să o luăm poate și în dezbatere într-o ediție viitoare, se referă la faptul că Uniunea Europeană a demarat un proiect cu scopul interzicerii motoarelor diesel. De ce? Foarte simplu. Motoarele diesel, care sunt cele, din punct de vedere, să spunem așa, al consumului, au eficiență, sunt mai poluante decât cele pe benzină. Și Uniunea Europeană vizează ca în următorii 6 ani să se renunțe definitiv la aceste motoare, care sunt și mult mai eficiente, spuneam, și costurile, să spunem așa, combustibilului care se folosește este mai redus, pentru că consumul fiind mai mic, automat costurile sunt mai mici. E de discutat aici, mai ales că știți cum e, foarte mulți români au motoare pe motorină, pentru că
consumă mașina mai puțin și automat costă mai puțin. E, deci orientați-vă spre mașinile pe benzină sau spre mașinile electrice, care ar fi idealul, dar care e greu de crezut că vor deveni foarte utile în perioada următoare sau foarte accesibile. Gândiți-vă că o mașină simplă, care pe benzină sau pe motorină costă sub 10.000 de euro, dacă o luați electrică, vă duce la 30-40.000 de euro cu subvenție cu tot. Nici românii, dar să știți că nici în Europa sau în America nu prinde o asemenea idee. Ca să nu mai vorbim de autonomie, că trebuie să stai doar cu ștecherul în priză permanent, adică merge 100 de kilometri și trebuie să o bagi la încărcat. Autonomia este foarte, foarte, foarte redusă. Dar faptul că se renunță la aceste lucruri este extrem, extrem de interesant. Vorbeam, trecând peste rubrica, să spunem așa, de curiozități, ne întoarcem la o veste care continuă cumva știrile, materialele dezbătute în edițiile trecute. Și anume, aflăm astăzi, e o informație care vine dinspre Senat, a intrat chiar în această seară pe site-uri, există o cerere la nivelul Senatului prin care se cere urgentarea procedurii de vot pentru urmărirea penală pentru Ecaterina Andronescu, fostul ministru al educației și cunoscutul Michi Șpagă, fostul Șerban Mihăilescu, fostul secretar general al guvernului. Deci, practic, din câte am înțeles noi, se cere, deci solicitarea este ca din partea unui candidat la președinție să se discute aceste lucruri foarte rapid, chiar înainte de alegeri. N-am înțeles ce legătură ar avea una cu alta, pentru că nu candidează niciunul din ei. Cred că mai degrabă cel care cere candidatul la prezidențiale vrea să-și facă imagine și vrea să profite, dar asta este, vom vedea ce se va întâmpla cu acest lucru, dar cu siguranță parlamentarii, cum spuneam și în seriile trecute, nu ar trebui să se prevaleze de imunitate. Iată, l-avem pe Viorel Hrebenciuc, a știut să-și dea demisia, v-am spus, vă explicam aseară ce stă în spatele ei, nu poate fi operată, deci practic el are imunitatea în continuare, apropo de subterfugiile politicii românești. Mergând spre subiectele zilei de astăzi, accesând și alte site-uri de internet, aflăm și alte lucruri foarte interesante pe care vi le împărtășim și dumneavoastră în minutele care ne-au mai rămas din această emisiune. Poate cea mai importantă ar fi că retrocedările ar putea ajunge pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Ce are copita vacii cu ștampila primăriei? Deci, retrocedările, vrând nevrând, știu că nu le convine unora, sunt de DNA, de parchetul general, de poliție. Nu prea văd eu de ce trebuie, nu văd eu de ce ar trebui să ajungă la CSAT. Sau poate știu alții mai bine ce se dorește cu aceste lucruri. Între timp mai aflăm că o altă, să spunem așa, știre foarte importantă și a spune eu că cred că ni se vor trage foarte multe de la acest lucru. N-am vorbit în nicio seară despre ce se întâmplă în Ucraina. Știți deja, de luni de zile acolo e un război între pro-ruși, între ucrainieni și alte interese, pentru că Rusia încearcă să se redeșteaptă ursul rusesc, încearcă să-și recapete vechile puteri și vechile teritorii. Însă, faptul că e mai interesant ce se întâmplă la acest moment în Polonia. De ce? Foarte simplu. Un fost ministru de externe s-a trezit vorbind, spunând că Putin ar fi amenințat, că vrea
ar vrea să redobândească noi teritorii și alte lucruri și această declarație sau această amenințare ar fi fost făcută la București încă din 2008. Din 2008 și până în 2014 sunt vreo 4 ani, iar ministrul respectiv sau fostul ministru nu poate să explice nici acum de ce a ținut această știre pentru el până la acest moment. Cum spuneam, suntem pe sfârșit de timpul acordat emisiunii, dar nu terminăm înainte de a aborda și noi un subiect care a făcut audiențe uriașe în România. Țineți minte nopțile, sutele de nopți, un post de televiziune, OTV, îi spune că oricum e defunct, era în căutarea Elodiei, nedescoperită nici în ziua de astăzi, dar criminalul sau prezumtivul criminal, pentru că eu nu sunt convins încă și nu văd cum am putea să fim convinși că nu s-a putut demonstra deocamdată. Justiția zice că a demonstrat, dar fără cadavru e puțin relativ. Dacă ne uităm prin ce se întâmplă în Europa și în lume, nu prea sunt condamnări, încă procesele durează dacă nu avem cadavru. Deci în cazul nostru, Cioacă a fost condamnat la vreo 15 ani, cred, pentru uciderea Elodiei Dinescu, dar dar ea nu, deci această condamnare, din câte am înțeles, a fost atacată. Mai nou însă, fostul polițist Cristian Cioacă a primit pe lângă pedeapsa pentru omor încă 4 ani și 4 luni de închisoare cu executoare în dosarul de infracțiuni informatice. În urma contopirii celor două pedepse, el urmând să execute un spor de un an, 5 luni și 10 zile la pedeapsa de omor, adică vreo 16 ani și ceva. Apropo de această condamnare și de ciudățenile justiției de la noi, apropo, cred că astăzi este și ziua justiției din România, vreau să vă spun că ea a spart, știți, contul de mail al soției după ce aceasta a dispărut sau a murit. Și aici, nu știu dacă e cel mai... Dar știți cum e, noi nu suntem oameni politici, nu avem voie să condamnăm, să discutăm deciziile justiției, dar în același timp nu putem să nu ne întrebăm ce se ascultă, ce se ascunde sub ele, dacă sunt în regulă. Terminăm emisiunea de astăzi seară cu o veste plăcută pentru unii, mai puțin plăcută pentru alții, și anume, în noaptea de sâmbătă spre duminică, trecem la ora oficială de iarnă. Adică, începând de luni, o să ne întâlnim cu o oră mai târziu, ca și timp, tot la ora 19, bineînțeles. Deci trecem la ora, România trece în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora oficială de iarnă, ora 4, urmând să devină ora 3, iar ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. Va avea 25 de ore. Așa că, pentru unii o veste bună, vor dormi dimineața o oră mai mult, depinde cu ce fac seara, se spune, psihologii vorbesc că va fi o perioadă de adaptare, de câteva săptămâni până corpul se obișnuiește cu noua oră, de asta se discută să nu mai avem ora de vară și de iarnă, e propunerea unor specialiști, dar cu asta vom mai vedea, mai ales că noi, știți, în Uniunea Europeană nu se întâmplă, celelalte țări din vest nu au acest lucru. Vom vedea dacă se va întâmpla ceva. Se spune că nu va mai fi o modificare în anii următori. Cel puțin există o propunere. Acestea fiind zise, mulțumesc pentru atenție. Vă spun la revedere. Ne întâlnim luni la aceeași oră. La revedere!